Suntem la finalul hexagonului. Avem alături de noi un reprezentant al gazdelor. Cum a fost acest eveniment din acest an? Hexagonul facultăților de drept este întotdeauna un mare motiv de bucurie, indiferent cine îl organizează dintre participanți. A fost, deci, și cu această ocazie bucuria noastră să fim gazde, să organizăm din nou, după ediția din 2010, ultima pe care am organizat-o la Iași, Hexagonul facultăților de drept. Sperăm că oaspeții noștri s-au simțit bine și de această dată în capitala Moldovei. Am spus întotdeauna că Hexagonul este o competiție de prestigiu și emulație academică, dar desigur are și o dimensiune ludică foarte importantă care se manifestă în probele sportive desfășurate și alături de domnul rector Toader împărtășesc și eu credința sinceră că este o foarte bună ocazie pentru noi, cadrele didactice, să ne reîntâlnim, să stabilim noi contacte sau să perpetuăm uh, proiecte anterior începute. Uh, este foarte important studenții noștri să reușească să ia și ei contact, măcar o dată pe an, și în diversele competiții, fie ele sportive, fie științifice, fie culturale, fie informal în programul liber, să reușească să lege prietenii care pentru unii dintre noi se dovedesc a fi trainice și a dura o viață. Am bune prietenii cu uh, unii colegi, uh, cadre didactice acum la alte facultăți din cadrul hexagonului sau practicieni, care durează din perioada studenției mele, când participant la rândul meu la hexagonul facultăților de drept, uh, i-am întâlnit pe acești oameni frumoși și am rămas uh, legat de uh, niște amintiri deosebite până astăzi de dânșe. Uh, sper că uh, și în ediția organizată anul ăsta. Uh, Oaspeții noștri au simțit același fior pe care l-am simțit eu acum 12-13 ani ca student, și sper că vor rămâne cu amintiri la fel de plăcute, de frumoase, și că vor fi motivați să vină aceia dintre ei care nu termină, evident, anul acesta studiile de licență în drept, să vină și la următoarele ediții ale Hexagonului. Cum v-ați descurcat, totuși, să faceți o organizare atât de bună anul acesta? Ne bucură faptul că așa a fost percepută organizarea. Într-adevăr, efortul logistic este în fiecare an unul de seamă, dar nu cred că e resimțit neapărat ca un efort atâta vreme cât este desfășurat cu bucurie și cu inimă deschisă și cu o așteptare constructivă a probelor care se vor desfășura. Toți colegii care au fost implicați, începând desigur cu la nivelul conducerii facultăților, după aceea cu eșantionul de cadre didactice în care mă regăsesc și eu implicat în pregătirea echipelor participante și nu în cele din urmă cu uh, ai noștri colegi care au coordonat echipajele, care s-au asigurat că totul se desfășoară corespunzător. Uh, cred că pot vorbi în numele tuturor și spune că uh, implicarea și efortul a fost depus cu toată uh, bucuria uh, cu care și uh, în edițiile anterioare desfășurate după caz la București, la Craiova, la Timișoara, la Cluj, la Sibiu, colegii noștri de acolo au arătat aceeași implicare, aceeași bunăvoință, aceeași bucurie de a ne primi și a ne găzdui, așa cum sunt convins că și în edițiile viitoare și mai ales în cea care va urma în 2017, în premieră organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău, din Republica Moldova, sunt convins că la rândul lor vor desfășura cu plăcere acest dulce efort și că organizarea va fi cu adevărat desăvârșită sunt multe premiere la această ediție. Domnul rector vorbea despre o asociație a universităților din Hexagon și la care se va adăuga și Chișinăul. Că ne puteți vorbi despre acest proiect care pare destul de amplu, un proiect care presupune nu numai organizarea unor concursuri în interiorul facultăților de drept din Hexagon, dar și o mobilitate mai mare a studenților în Hexagon. Uh, trebuie să vă mărturisesc că am primit uh, la rândul meu și mulți din colegii mei de asemenea într-o oarecare măsură ca o surpriză acest anunț. Uh, nu aș putea spune că am foarte multe detalii în acest moment. Este adevărat că în fapt oricum uh, facultățile noastre participante la hexagonul uh, facultăților de drept își coordonau într-o oarecare măsură din ediția anterioare eforturile în vederea pregătării studenților, am încercat să impunem niște uh, standarde uh, academice în învățământul superior de profil juridic din România, uh, standarde care să fie în egală măsură respectate, deci colaborarea, coordonarea, infrastructura, să spunem, cred că exista în mare măsură în fapt și probabil că această nouă etapă este una care și din punct de vedere formal, uh, sub auspiciile unei asociații, care probabil va avea și personalitate juridică, să vină să consfințească aceste eforturi și sper să le propulseze pe o nouă dimensiune. Este foarte adevărat că, având o uh, formă cu personalitate juridică, uh, posibilitățile de colaborare efectivă și de conlucrare vor fi, desigur, uh, mult potențate față de o simplă colaborare în fapt cum s-a desfășurat până acum.